Bună, dragile mele albinuțe! Sunt eu, Zidana. Cred că ați văzut ce am aici de preparat astăzi. Deci vreau să arăt încă o rețetă care a făcut furor pe grupul nostru cu cărnița la borcan sau cu aripioarele. Deci aici am aripioarele, cred că vedeți bine, deja curat, spălat. Eu am tăiat partea asta de aici. Deci am câteva legume, am cartofi, am morcovi, pătrunjel, ceapă, usturoi, am niște ardeci mai mici, mai mașcat și am deci o vânătă mică. Deci această rețetă se face și fără legume, dacă nu avem în casă legume. Deci se face numai cartofi, ceapă, morcovi, usturoi și ingredientele principale, care le avem: sarea, usturoiul, paprika, pătrunjel, piper negru. Uitați-vă că aici am absolut totul și o ceapă mare. Deci eu am preparat toate legumele, deci vreau să vă arăt cum fac. Am aici o ceapă mare mășcat, deja am tăiet-o, dacă nu-mi vine bine. Așa, deci am pus în vie bine, deci am pus aici o ceapă mare. Deci borcanul, uitați-vă că este un borcan puțin mai gros la sticlă, dar puteți puneți și un borcan de 3 litri care îl aveți în tinda voastră. Am adăugat câțiva cartofi. Aici nu are grăsime, mai ales pentru fetele care țin diete, care suntem în prag de sărbători și nu vor să îngrașă. Puteți face și de post, numai cu ciuperci, cu legume. Deci am adăugat ceapa, am adăugat cartofii și deci încep adăugat puțin din toate legumele noastre: morcovi, usturoiul, așa, mai am aici o bucată de ceapă, ia vedeți, așa. Deci eu nu pun aici o sclede bună de pătrunjel, așa, morcovel. Deci ele vor scădea legumele, fiindcă noi nu uităm că gogoșarii scad, morcovii scad, așa. Uitați-vă ce de bine arată totul. Dacă nu vreți carne la această rețetă, puteți faceți numai cu legume. Am aici o vânătă micuță, așa o bag și pe dânsă aici, așa. Am aici niște praj, așa, bag totul aici, așa. Așa, deci am mai pus câteva legume, acum adăugăm cărniță. Noi nu uităm că e va scădea, că noi știm că aici doar este numai legume, da? Așa. Deci adăugăm aici cărniță și adăugăm sarea, piperul, cât puțin, așa. Aici am paprika, piper negru și pătrunjel uscat, așa. Deci toate legumele acestea ele vor obține un must și de la carne și de la legume. Așa. Așa, adăugăm foarte, foarte bine, ele vor scădea. Deci la mine deci este borcanul mare. Deci putem să fixăm cu siguranță, fiindcă aici nu are os și nu are mult carne. Deci aceste legumele vor scădea. Aici va obține o unturică și un must, un suc de la legume și de la carne. Deci așa o punem la cuptor, la cuptorul rece. Punem ori un capac, ori cu foaie de aluminiu și adăugăm tot sare, piper negru, care nu, ce ingrediente nu îmi place, absolut tot, și adăugăm în cuptorul rece. Nu e cuptorul fierbinte, că e poate să plesnească, dar adăugăm totul, totul în cuptorul rece. Deci eu am tixit absolut totul în borcan. Acum pun borcanul și o dau la cuptor. Pun la borcan capacul și o dau la cuptor, la undeva la o oră, la o oră și vreo 20. Dacă cărnița e de casă, ia mai mult. Dacă este cărniță cumpărată, deci mai puțin. Este foarte bună, știți de ce? Fiindcă nu-mi dă mult timp de făcut, e repede. Și
Deci am venit de la lucru, am pus-o, am gătit-o, uitați-o cât de bine arată și deci la cuptor. E gustoasă, e faci foarte repede, nu-mi dă miros în casă și o pun așa, deci rece la cuptor și vin cu rezultatul. Vă arăt cum am făcut-o, cum s-a primit, mă scuzați. Deci, fetițele, vreau să vă arăt cum s-a primit cărnița mea la borcan. Deci arată foarte bine. Uitați-vă că e aici sacou. Borcanul nu a plesnit, a lăsat sucul ei, mustul ei. Arată foarte, foarte bine. Așa. Deci luăm fiecare în parte. Și legumă, și cărniță. Cu siguranță că este foarte gustoasă. Este foarte bună. Ia uitați-vă cât de bine este coaptă, are pioara, deci toată aroma a rămas aici înăuntru. Arată foarte bine, așa. Uitați-vă frunza de dafină, cum s-a copt tot, este o aromă, deci toată aroma cărniței a rămas aici. Vedeți cum s-a copt de frumos și legumii, deci scoatem așa până când ajungem la cartofi. Ia uitați-vă ce culoare au, are pioarele frumoase. Deci borcanul tot, dacă e este sticlă, tot le-a dat așa o culoare, o aromă așa foarte gustoasă. Uitați-vă cât de bine ele arată. Deci încet, încet, eu cu puțin nu vă pot vă reda cât de bine miroasă. Deci vânăta, uitați-vă cât de bine s-a copt. Și prajul, aici am praj, aici am gogoșar. Deci nu este grasă, nu s-a plesnit borcanul. Uitați-vă că eu scot de aici și gogoșar roșii până când ajung la cartofi. Doar aici jos mai avem cartofi, ceapa și morcovii, dacă mai țineți minte. Ia uitați-vă și frumusețe arată. Deci aici mai am un souț de smântână cu usturoi pentru această carne. Dacă vreți, vă spun și o rețetă la sos: smântână, usturoi, oregano, pătrunjel, puțin ulei de măsline. Deci excelent arată. Deci aici ne rămas câteva legume, dacă mai țineți minte, fierbinte. Și deci poftă bună!